Cum să-ți crești rata metabolică? Zici că avem undeva la 450 de calorii. Salut! Sunt Otto de la Miere TV, iar astăzi vom face un clip din greșeli în fitness. În clipul de astăzi vom discuta despre rata metabolică bazală, cum să-ți crești această rată metabolică, pentru că foarte mulți oameni ajung cu o rată metabolică foarte, foarte mică, undeva la 1200-1300 de calorii. Dacă și tu ai problema aceasta, trebuie să vezi neapărat clipul ăsta și vei învăța cum să-ți crești rata metabolică. Înainte să începem, vreau să vă spun pentru cei care sunteți noi pe acest canal și nu mă cunoașteți, eu am făcut singura transformare live și documentată din lume cu toate mesele și am reușit să slăbesc 50 de kilograme. Așadar, dacă vreți să vă inspirați și să vă motivați și aveți nevoie să slăbiți, trebuie neapărat să vedeți toate clipurile din transformarea mea live. Am pus câte un clip în fiecare duminică, cu toate mesele, cu antrenamente, cu foarte multe sfaturi și cu siguranță dacă veți vedea acea serie, veți reuși să vă motivați și veți reuși să slăbiți și voi. Ok, haideți să începem pentru că sunt convins că sunteți foarte curioși cum să vă creșteți rata metabolică, fraților. Sunt convins că foarte mulți ați trecut prin lucrul acesta, v-ați scăzut foarte rău rata metabolică. Inclusiv eu am trecut prin lucrurile acestea, am trecut. Din dorința de a slăbi, am ajuns să mănânc foarte, foarte puțin. Am ajuns să mănânc 1200-1400 de calorii în trecut și nu mai reușeam să slăbesc. De ce? Pentru că m-am luat după nutriționiștii aceștia deștepți care îți recomandă diete de 1200-1400 de calorii. Pentru ei nu contează câte kilograme ai, nu contează câtă masă musculară ai sau cât de activ ești. Ei îți recomandă aceleași diete standard, aceleași diete stas de 1200-1400 de calorii. Fie că ești femeie, fie că ești bărbat, fie că ai 70 de kilograme, fie că ai 140 de kilograme. Fie că faci 2-3 ore de activitate fizică în fiecare zi, fie că ești sedentar, ceea ce nu este corect. Apropo, dacă doriți o dietă personalizată după preferințele voastre culinare, puteți să apelați la mine, să-mi lăsați un mesaj în DM pe Instagram sau pe Facebook la Miere TV și luăm acolo legătura. Deci ce facem mai concret dacă am ajuns să mâncăm 1200 de calorii și să nu mai slăbim? Vreau să vă citesc un mesaj de la un urmăritor de-al meu, Gabriel Daniel se numește, care spune cam așa: am ținut dietă o perioadă destul de lungă. La un moment dat m-am accidentat la picior și 2 luni am stat pe bară, fără sport, doar în pat. Și am mâncat 1200 de kilocalorii pe zi, stând toată ziua în pat și vrând să țin dietă. Iar acum metabolismul meu a încetinit drastic. La 1200 de calorii mă mențin acum. Cum pot să ajung din nou la 1800 de calorii rată metabolică bazală? Vedeți, acest om s-a accidentat, n-a mai putut să facă sport, a stat accidentat, a stat numai în pat și a ajuns să mănânce 1200 de calorii și să se mențină la aceste calorii, vă dați seama. Deci rata lui metabolică este de 1200 de calorii acum, ceea ce este foarte, foarte puțin. Dacă ați ajuns să mâncați 1200 de calorii și să nu mai slăbiți, probabil că aceea este greutatea voastră minimă la care puteți ajunge, la care corpul vostru poate să ajungă. Și bineînțeles că nu veți putea sta acolo la infinit. La un moment dat va trebui să vă creșteți rata metabolică, implicit va trebui să mâncați mai mult. Da, ca să-ți crești rata metabolică, trebuie să începi să mănânci mai mult. Și bineînțeles, trebuie să începi să faci sport. Asta cum este în cazul lui Daniel, da, care nu mai făcea sport. Dacă deja faci sport, dacă deja faci câte 2-3 ore de sport în fiecare zi, cu siguranță acolo este minimul la care poți să ajungi, pentru că dacă mănânci mai puțin de 1200 de calorii, vei pierde foarte multă masă musculară, te vei înfometa foarte tare. Bine, și la 1200 de calorii te înfometezi foarte tare și nu vei putea să-ți rămâi acolo foarte mult timp. Și la 1200 de calorii vei pierde foarte multă masă musculară, nu contează cât de mult tragi la sală. Așadar, concret, astea două lucruri trebuie să le faceți. Trebuie să faceți sport și trebuie să mâncați mai mult. Dacă vă aflați în aceeași situație ca Daniel, trebuie să începeți să faceți sport. Trebuie să începeți să reintroduceți activitatea fizică și ușor, ușor să începeți să mâncați mai mult și astfel vă veți crește rata metabolică. Nu trebuie să faceți sport cine știe ce, puteți pur și simplu să mergeți, da? Mai ales cum este cazul lui, s-a accidentat la picior, vine după o accidentare în care a stat la pat 2 luni, vă dați seama că nu poate să facă sprinturi, dar poate să meargă, fraților, da? Începeți cu o oră de mers în fiecare zi și creșteți numărul de calorii cu 300. De exemplu, el vrea să ajungă la 1800 de calorii plus 300 de calorii, sunt 2100 de calorii. Mănânci 2100 de calorii și faci sport o oră în fiecare zi, iar cu timpul vei încerca să mergi 2 ore pe jos sau vei mai introduce încă o oră de alte activități fizice, de alt tip de sport care îți place și mai crești numărul de calorii cu încă 300. Deci la 2 ore de activitate fizică pui 600 de calorii față de rata metabolică la care vrei să ajungi. 1800 de calorii în cazul acesta plus 600 de calorii sunt 2400 de calorii. Cu timpul trebuie să ajungi să mănânci 2400 de calorii și să faci 2 ore de activitate fizică în fiecare zi. Sumele acestea nu sunt bătute în cuie pentru că diferă foarte mult de la om la om, depinde de greutatea fiecăruia, depinde de masa musculară a fiecăruia, depinde de nivelul de fitness al fiecăruia.
Dar ca o medie generală, așa pentru oamenii de rând, la fiecare oră de activitate fizică pe care o desfășori în fiecare zi, mai adaugi 300 de calorii față de rata ta metabolică bazală, da? V-am spus, aceste cifre pot să difere foarte, foarte mult. Gândiți-vă la un atlet profesionist, fraților, un atlet profesionist într-o oră poate să ardă 1000 de calorii. Dar câți dintre voi sunteți atleți profesioniști? Câți dintre voi puteți să alergați la un ritm atât de intens încât să ardeți 1000 de calorii? Câți dintre voi puteți să pedalați pe bicicletă într-o oră să ardeți 1000 de calorii? Puteți să faceți lucrul acesta doar dacă sunteți atleți profesioniști, doar dacă participați la Turul Franței cumva, sau dacă participați la olimpiade, la mondiale, la europene, la alergat, înțelegeți? În rest nu veți putea să ardeți atât de multe calorii. Eu cel mai mult am reușit să ard undeva la 750 de calorii într-o singură oră. Am mers pe bandă, pe plan înclinat de 10 grade, cu viteză destul de mare și am ars 750 de calorii într-o oră. Acum se termină și ora mea pe bandă. Avem viteză 5 de data asta, am mers puțin mai repede, să ardem mai multe calorii și să văd dacă pot. Înclinație 10, înclinație foarte importantă, la înclinație 10 ar trebui de două ori mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan drept. Și după cum vedeți, am ars 817 calorii într-o oră, față de 700 cât ardeam la viteză 4. Și viteza e importantă pentru numărul de calorii și inclinația și greutatea fiecăruia, bineînțeles. Dar asta pentru că am o greutate mare, am 100 de kilograme, pentru că am foarte multă masă musculară și pentru că ușor, ușor mi-a crescut nivelul de fitness. Credeți-mă, nu toată lumea poate să ardă câte 750-800 de calorii într-o oră. Și bineînțeles am reușit să fac lucrul acesta pentru că am mers pe un plan înclinat. Dacă nu știți, dacă mergeți pe un plan înclinat, ardeți de două ori mai multe calorii decât dacă ați merge pe plan drept, prin curte, prin parc și așa mai departe, da? Acum, de exemplu, nu mai merg pe bandă, nu mai merg câte o oră în fiecare zi pe bandă pe plan înclinat. Acum merg pe la mine prin curte, merg prin oraș, merg prin mall, mă plimb și ca să ajung să ard 750 de calorii, trebuie să merg câte 2 ore. Adică mi-a de 2 ori mai mult timp, trebuie să merg de 2 ori mai mult ca să ard același număr de calorii dacă aș fi mers pe bandă pe plan înclinat sau nu neapărat pe bandă, poate chiar pe munte, da? În orice caz, ca o valoare generală, ca o medie așa, eu am zis undeva la 300 de calorii pe oră. Fie că te duci la sală, fie că te plimbi, fie că mergi cu bicicleta, ca să crești rata metabolică trebuie să adaugi o oră, să zicem, pentru început, în fiecare zi să faci mișcare, da, câte o oră și să adaugi 300 de calorii pe fiecare oră de activitate fizică pe care o desfășori la numărul de calorii pentru rata ta metabolică pe care vrei să o ai. Și bineînțeles, te cântărești în fiecare zi dimineața pe stomacul gol, pui cântarul în aceeași poziție, te cântărești după ce te duci la toaletă, te cântărești în kilos, nu te cântărești îmbrăcat, pentru că hainele poate să difere ca greutate. Astăzi ești îmbrăcat în niște haine, mâine ești îmbrăcat în alte haine. Iar la sfârșitul săptămânii tragi linie, vezi greutatea medie pe care ai avut-o, faci media aritmetică pe cele 7 zile și vezi greutatea medie, da, pe care ai avut-o. Faci lucrul acesta câteva săptămâni, dacă nu te menții și te îngrași, înseamnă că trebuie să mai scazi numărul de calorii. Dar oricum la început, când vrei să ieși din zona asta critică de 1200 de calorii, este normal să te îngrași câteva kilograme, pentru că v-am zis, v-ați solicitat foarte mult corpul, v-ați dus foarte mult în jos cu greutatea voastră și automat acum când începe să mâncați mai mult, chiar dacă veți face o oră, două de sport, veți avea un bounce. Greutatea va sări puțin în sus, pentru că acolo se simte bine corpul vostru la o greutate puțin mai mare. Voi v-ați stresat foarte mult corpul, ați încercat să slăbiți mult sub limita voastră genetică, v-ați înfometat foarte tare, ați mâncat mult prea puține calorii. 1200 calorii nu este o dietă pentru un bărbat, urșilor. Și acum orice ați face, credeți-mă că veți lua câteva kilograme în plus, pentru că așa funcționează. Dar ideea este să iei 3, 4, 5 kilograme, da, și să rămâi acolo. După aia să rămâi acolo și să te menții. Dacă vezi că îți crește greutatea mai mult, 7, 8, 9, 10 kilograme, înseamnă că e momentul să mai adaugi niște sport, da? De la o oră, cum v-am zis, eu treceți la 2 ore sau mâncați mai puține calorii. Dacă iei până în 5 kilograme, nu este nimic alarmant, este totul super, super bine, crede-mă. Dacă vezi că începi să iei mai mult de 5 kilograme, te duci către 10 kilograme, atunci trebuie să faci ceva, trebuie să modifici ceva. Ori mai adaugi sport, ori mai scazi numărul de calorii pe care îl mănânci. Ori îți calculezi mai bine numărul de calorii, pentru că este posibil să nu-ți calculezi numărul de calorii cum trebuie. Foarte mulți oameni subestimează caloriile. Am văzut chiar antrenori de fitness pe YouTube. Nu vreau să dau nume, dar am făcut clipuri despre ei, care nu știu să-și numere numărul de calorii, fraților. Nu știu să-și numere caloriile, pur și simplu. Estimează o ciorbă la împinge tava care e plină de ulei. O estimează la 50 de calorii, voi vă dați seama. Ciorba asta are 50 de calorii. Orezul ăsta e mult, 300. Cu asta, eu zic că avem undeva la 450 de calorii la
masa asta și dacă jucăm două mese la fel, aș avea în jur de 1000 de calorii, deci aș fi într-un super deficit calorii, da? Păi numai carne aia, dacă ai 100 de grame de carne într-o ciorbă, numai carne are 150 de calorii, 200 de calorii, depinde ce carne e. Și nu mai pun aici uleiul care plutea prin ciorbă, numai legumele din ciorbă aia cred că au 30-40 de calorii. Așadar, încercați să vă măsurați cât mai corect numărul de calorii. Învățați cum se numără caloriile corect sau dacă nu puteți, dacă nu știți, încercați să folosiți o aplicație cum este MyFitnessPal. Dacă v-a plăcut acest clip, nu uitați să lăsați un like și un comentariu. Dacă vreți să mă vedeți mai des, nu uitați să mă urmăriți și pe Instagram și pe Facebook la Miere TVO. Iar dacă doriți o dietă personalizată, nu uitați să-mi lăsați un DM pe Instagram și pe Facebook și luăm acolo legătura. Vă voi face o dietă personalizată după placul vostru, după nevoile voastre și după preferințele voastre alimentare. Și bineînțeles, dacă doriți să fiți puternici ca niște urși, exact ca și mine, nu uitați să faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro, pentru că acolo găsiți cele mai bune produse apicole din țară, la cele mai mici prețuri, avem 10 de reduceri, plus suplimentar încă 10% la următoarea comandă. Produsele sunt premium, sunt de cea mai bună calitate, pentru că am câștigat o grămadă de diplome la târgurile naționale și internaționale apicole de locul întâi. Până data viitoare, eu sunt Otto, ursul vostru, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao! Torpilez ca pe Bismarck, bang! Sunt primordial de la start, Labo versus Dart, HDMI versus Card. Eu le obțin, nu cred în destin, apară fața ta, te-a plește închin. Ești mut ca un manechin, fără chem, fără bani de bilet, ce poez, ce king.